Bună! Sunt Alin, responsabil tehnic la SemințeGazon.ro În acest clip am discutat despre compoziția îngrășămintelor, ce îngrășământ să folosiți în funcție de starea gazonului și anul timp. Acum voi vorbi despre durata cât își fac efectul îngrășămintele solide. Pentru că e un aspect important. În primul rând, durata îngrășămintelor sau durata efectului îngrășămintelor, depinde foarte mult de starea în care se află acum gazonul. Dacă discutăm de un gazon care e slăbit, care a fost fertilizat cu mult timp în urmă, sau a fost administrat un îngrășământ cu un conținut, conținut redus de nutrienți, noi, prima dată, când vom distribui îngrășământul, trebuie să aducem solul la o concentrație suficientă de nutrienți, da? și apoi să vorbim de cât timp ne ține gazonul verde. Dacă gazonul dumneavoastră este într-o stare bună în momentul de față, înseamnă că în sol avem o concentrație suficientă de nutrienți și, bineînțeles, îngrășământul aplicat va avea un efect mai de lungă durată. Cât timp ne ține un îngrășământ solid, verde și des gazonul, depinde și de concentrația de nutrienți care există în acel îngrășământ. Depinde de doza care am aplicat sau care o vom aplica pe 100 de metri pătrați. Să vorbim concret cu exemplu de îngrășăminte. Îngrășământul soy Life are titlul MPK 16.015, adică din total 16% înseamnă azot, da? din care 48% e coliberare lentă. Dacă noi aplicăm 3 kg de îngrășământ pe 100 de metri pătrați, asta înseamnă că noi vom administra azot ca substanță activă 3 kg ori 16%. Asta înseamnă 480 de grame de azot substanță activă. Gazonul, în perioada activă de creștere, ceea ce înseamnă luna martie-noiembrie, consumă undeva între 200-250 de grame de azot substanță activă pe lună. 200-250 de grame substanță activă pe lună. Dacă noi aplicăm Soil Life la o doză de 3 kg pe 100 de metri pătrați, ceea ce am zis că înseamnă 480 de grame substanță activă pe 100 de metri pătrați, înseamnă că gazonul nostru se va menține verde și des pentru două luni și jumătate. Asta dacă în momentul de față gazonul e într-o stare bună. Dacă gazonul nostru e într-o stare mai slăbită, înseamnă că în sol avem o concentrație mai mică de nutrienți, bineînțeles că perioada se va reduce. De aceea, am vorbit în tutorialul legat de compoziția îngrășămintelor. În cazul în care gazonul dumneavoastră într-o stare mai slabă, folosiți un îngrășământ care conține mai mult azot. De exemplu, Sprinten, 27% azot. Asta înseamnă că când veți distribui 3 kg de Sprinten pe 100 de metri pătrați, veți administra 3 kg ori 27%, ceea ce dă aproximativ 850 de grame de azot, substanță activă. Asta înseamnă dacă gazonul e într-o stare slabă, da, o parte din cele 850 de grame vor merge ca să aducem solul sau în sol o concentrație suficientă de nutrienți și apoi ceea ce rămâne ne va da perioada cât efectiv gazonul, pardon, îngrășământul își face acel efect. De regulă, dacă gazonul dumneavoastră e foarte slăbit, îngălbenit, rar și cu buruian, administrarea de sprinten la 3 kg pe 100 de metri pătrați se vor folosi din cele 850 de grame de azot, substanță activă, probabil undeva cam 200-250 de grame, ca să-l aducem în starea verde și des. Și ne mai rămân încă aproximativ 500-600 de grame de azot, substanță activă, care, cum am zis, dacă gazonul are nevoie de 200-250 de grame pe lună, înseamnă că încă două luni jumate gazonul de noastră va rămâne foarte verde, frumos, des, de exemplu, cum e acest gazon. Totul se rezumă la concentrația de nutrienți din sacul de îngrășământ. N conține 27% azot, înmulțit cu 3 kg administrate pe 100 de metri pătrați, înseamnă 850-860 de grame aproximativ de azot, substanță activă. Sprinten are 52% din azot cu eliberare lentă și 48% cu acțiune mai rapidă. De aceea, gazonul e slăbit, în stare slabă, asta poate fi din diverse motive. Aplicând sprinten, aducem gazonul într-o stare bună și el va rămâne verde și des pentru următoarele două luni, jumate, 3. E o chestiune, să zic, destul de simplă. Dacă faceți acel calcul, înmulțim cantitatea de îngrășământ administrată pe 100 de metri pătrați și procentul de azot. Mulți nu-și cunosc suprafața corect. Ei cred că au un 100 și un pic de metri pătrați și de fapt poate au 200. E, cântărind, să zic, 4 kg care să le administreze pe 130-140 de metri pătrați, dar de fapt îi administrează pe 200 de metri pătrați, bineînțeles că acea aplicare nu aduce suficient nutrienți de poate vine, vine întrebarea, a, Alin, zis că îmi dă cu sprint și gazonul o să rămână, o să fie verde, frumos și de 3 trei luni de zile. Da? Dacă ați aplicat 3 kg pe 100 de metri pătrați. Da? Nu 3 kg pe 180 sau 200 de metri pătrați. Plus, îngrășămintele acestea pentru gazon, care sunt cu eliberare lentă, permit această aplicare de 3 kg, 3 kg jumate pe 100 de metri pătrați. Această cantitate de granule Vă ajută ca să distribuiți uniform îngrășământul. Gândiți-vă să aveți un kilogram de îngrășământ care înseamnă așa, să zic, două palme, să-l dați pe 100 de metri pătrați sau să aveți de trei ori cantitatea asta, bineînțeles că granulele se vor distribui mai uniform. Toate plantele vor avea acces la nutrienți. Nu vor fi pete prin gazon cu smocuri sau zone foarte închise la culoare și altele care încă sunt îngălbenite ca și rezumat, gazonul nostru e într-o perioadă activă de creștere din martie până în octombrie. Asta înseamnă martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, 8 luni, în care el consumă 200-250 de grame de azot, substanță activă, nu de îngrășământ, ci de azot, adică cel procent cât apare pe sac. 27% în cazul lui Sprinten. 8 luni ori 200 de grame dă undeva cam un kilogram 600 de azot, substanță activă. Cam asta e cantitatea de care are nevoie un gazon care are vârsta undeva cam peste 2 ani de zile. Întotdeauna, la, gazon, la gazonul care e semănat, în primul an de viață, în primele 12 luni, trebuie intervenit cu mai multe fertilizări. Pentru că, gândiți-vă, pornim de la 3, 3 kg de semințe pe 100 de metri pătrați și ne dorim un gazon verde și des care înseamnă sute de kilograme de materie verde. Și asta se obține doar utilizând îngrășăminte. Da, unii au norocul și au un sol foarte fertil sau și-au adus un sol foarte fertil care probabil nu l-a administrat îngrășământ și gazonul e verde. Da, pentru o perioadă. Asta se va schimba cu siguranță, da? Gazonul care e semănat recent, are un an de zile sau un an și un pic, în acel an, în primul an, trebuie să interveniți cu îngrășământ la imediat după al doilea, Tuns, după al doilea sau al treilea tuns și încă vreo patru fertilizări în următoarele luni, să zic așa, până se împlinește anul. Pentru că noi, cu administrarea aceasta de îngrășăminte, de fapt, suplinim solul cu ceea ce el nu are. De aceea, la un gazon care este semănat recent sau un gazon care are un an de zile, cele patru fertilizări pe an care le recomandăm noi nu sunt suficiente. Sper că am fost înțeles, lăsați întrebări în comentarii și vă răspundem cu cea mai mare plăcere. Alin, vă salut!